Salutare tuturor! Astăzi, în loc de un ride cu bicicleta, de puțin cam frig afară, vom face o vizită la Timișoara. Mai precis, la magazinul Decathlon. Și eu, de fiecare dată când trec sau merg în Timișoara, mă opresc și cumpăr o pleșcalița sârbească, care este foarte bună. Switch camera. Am intrat pe autostrada Arad-Timișoara. Imediat vom traversa podul peste Mureș. Mergem să vedem ce mai găsim pe la magazin. Încă suntem pe autostrada Arad-Timișoara. După cum vedeți, cerul este norat, afară sunt 8 grade, dar o pleșcaliță va încălzi atmosfera. Și acum vom ieși de pe autostradă și avem două
căi de a intra, căi principale de a intra în Timișoara. După ce trecem de localitatea Giarmata, la primul sens giratoriu, fie o luăm înainte și vom parcurge localitatea Dumbrăvița, fie o luăm la dreapta pe centura Timișoarei, iar la al doilea sens giratoriu, care este unul foarte mare, vom face stânga. Vom intra pe drumul de, cu 4 benzi și vom ajunge în oraș, în Timișoara. Se pare și vreau să cred că autoritățile vor lua măsura de lărgire a acestui drum. Pentru că mai ales vara este crunt să circul pe el cu tiruri, cu de toate. Deci în stânga este Giarmata. Și acum intrăm în municipiul Timișoara. În stânga se află Iulius Mall din Timișoara, cel mai mare mall. Și tot în stânga ne aflăm în primul punct unde vom cumpăra pleșcavița, după câte observ e deschis. Super! Bună ziua! Din nou! Acum ne îndreptăm spre punctul de lângă Iulius Mall.
unde se vinde această pescavița sârbească. Bună, bună! Vă recomand cu încredere. Să rămână 5 pleșcavița la pachet, fără maioneză și fără varză. Și două să fie numai pâinea și carnea. Da. Deci două simple, adică carne și pâine, și restul fără varză și maioneză. Mulțumesc! Ne întoarcem la mașină cu cumpărăturile făcute și ne îndreptăm spre Decathlon. Cam așa arată plasa cu 5 pleșcăvița. Bon apetit! Ajuns la magazinul Decathlon. Să vedem ce produse mai au. În ultimii ani, părerea mea este că tot mai puține față de acum 3-4 ani. Să vedem. Oricum, aici este un loc unde pierd cam 2-3 ore cel puțin. Și un lucru pentru toate buzunarele. Întâi mergem pe la standul de biciclete și cu accesorii pentru biciclete. Suntem la standul de haine de vânătoare. Vânătoare de cerbi. Foarte faine. Un lucru pentru pescuit. Thank you.
Și am ieșit din magazin. În sfârșit am terminat cumpărăturile. Ne îndreptăm spre mașină. Am atât la Decathlon. Și plecăm către casă. Arad City. Am ajuns înapoi în Arad din această mică călătorie la Timișoara. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Și până la o nouă întâlnire, vă spun la revedere și cel mai important lucru, sănătate maximă tuturor. Vaya con Dios. PS. Așa arată pleșcavița sârbească de la Timișoara. Pâine, ketchup, maioneză, deși am zis să nu pună, ceapă, mai conține varză, dar mie nu-mi place, și bineînțeles, piesa de rezistență, carne de porc și levită. Plus, o bere și noul album AC/DC. Poftă mare!